pam, pam, pam. Să le dăm păbuci cu cremă. O să te și aplec. Hei, apleacă-te tu, nu telefonul. A, nu, mersi, nu mă curc mai mult. Și că dacă te mănâncă palma, iei bani. Dacă te mănâncă nasul, iei bătaie. Da, dacă te mănâncă în cur, ce se întâmplă? Care problema ta ca și tine, sub... E vreo problemă? Tu suci pentru 5 euro, eu suc pentru 60 de euro. Alo, eu dau limb din partea casei. Se bagă careva? Pastila albastră. Deci, Viorel Lis, așa o babăldește pe Oana, cu pastila albastră. Păi n-ați luat pastile albastre? Era să iau și eu din greșeal. Am auzit bine, era să o ia, dar n-a luat-o. Dar dacă o lua, ce se întâmpla? Îți dai seama cât îl p***o Viorel Lis? Cu straponul? Ha? Am primit fără număr, da. 10 lei. Tanti, dar decât să tuși p***a pe centură de 10 lei, eu zic că mai bine să cânti, nu? Și dacă tot vorbim de curvele de pe centură, hai să vedem. Când nu se ajung banii să dai la buci, o pui pe curvă să facă twerk, iar tu ți-o pleci. Pesul nu doar rime, să țintă în cap bine întâmplările noastre încăduite pentru... De ce nu scoaie? Ce, tu n-ai f***? Atunci când dai șpagă la proba practică de la Academie... Parcă era ala din cumpleșul zburător, nu? Ce e alb, lipicios și e mai bine să scuipi decât să închizi, a? După zâmbetul ei, ea nu scuipă, ea înghite. Asta-i nymphomană! Mă bate vântul în față, eu n-am niciun chef de viață. Ce profund simte versurile Snoop Dogg, a? Ce-ai băgat? Te prevoi pentru salarii, ce-ai fumat? Ăla-i stat. Boss, ăla n-a băgat, n-a fumat, dar a văzut filme cu Cichichan. Bună ziua, el este ursul Brumi. Am venit să-l vedem. Brumi! Brumi! M-am uitat de 10 ori la clip și nu-mi dau seama ceva. Care ne-a cu ei în cușcă? Brumi sau asta care îl strigă pe Brumi? Bof! Eu cred că dacă asta se supără, îl mănâncă și pe Brumi și toată grădina zoologică. Dar ea tot nu se satură. Nesimțitul ăsta a fost fugit de acasă 3 zile. După 3 zile a venit flământ, vai de capul lui, cu două lungi în lipsă, uitați de curge și ochii, iar drept pedeață l-am dus pe flyer. Eu știu cum arată care l-a zis fără mască. Ela, numai tu, ia uite-ți. Eu beau, pusând câte pusând. Și când bei, te deghizezi în Carlos Dream, a? Pauză de căutat prin telefon informații despre dușman. Când i-ai zis persoanei acesteia că ai luat sifilis de la actualul tău soț și a trebuit să te trăiești... Ferească Dumnezeu, tu crezi că eu ca tine să mă duc în cluburi să cu să iau cu sifilis sau să mă trezesc a doua zi că am fost violată, măi nebunule care ești. Abana și Regina nopții se ceartă pe live. Măi nebunule, păi dacă tu te-ai dus într-un club și te a doua zi ai ajuns violat, tu crezi că și eu sunt ca tine? Medicii mi-au dublat doza. Bă, ce ai aici, bă? Vorbiți părând ca să înțelegem și noi și să râdem mai cu spor. La spital de două ori, lunea și vinerea. I-am spus deja că nu-mi permit și mi-a zis mâine să vin să fac declarație că refuz tratamentul, ai spus tu cu cuvintele tale. Eu, auzi, n-am mințit niciodată. E, nu! Păi minte în fiecare zi că ești femeie, nu? Garule, dacă îți permis să faci audiență... Ai 57 de ani, abia ți-a dat tratament că veniai cu el din Spania. Mă, garule, dacă îți permis să faci audiență pe problemele mele de sănătate, îți bag
Dar de ce dacă nu permis să faci audiență pe problemele mele de sănătate, să trag m***. Amarule, să trag m***. Ce nu iar pare? Am luat banii de pe ea. Să te ferească Dumnezeu de mânia bulangiului rănit. Mama! Nu, să cantă să la baie, fac și un masaj la coaie. Ce aș f***o, pasan roșu și pasan roz? Vezi, vezi, să nu te f***e pe tine.